greutatea iernii a fost că sunteți... Facem KGB. Am râs cu lacrimi. Da, uite, lista prietenilor Rusiei din România de conspirație. URSS! URSS! Baschi, după ce? Prieten al Rusiei, da. Securiștii de la noi, nu securitatea. Ăștia suferă de ceva, domnule. Ei trebuie să te înregimenteze undeva. Eu m-am văzut în vară cu Alexandru Dughin. Săracul securist, el nu știe că eu mă pot vedea cu neafane și cu papa. Eu sunt un om liber. Rusul deștept, își iubea țara în mod absolut. I-am spus că și eu mă iubesc. Un sociolog care nu avem în țară așa ceva. Și discuția a fost așa. Domnul Dughin, eu, a venit un băiat de peste ocean și îmi spune să iau cuțitul ăsta și să-l bagă dumneavoastră. Și eu nu pot, că sunt creștin. Mi-a dat cuțitul ei. Dumneavoastră puteți? Nu, gaspadar public. Păi nu vreți să facem o antantă creștină? Și el zice, stați să vezi, domnul Cătă, discuți unii aia. Și da, dar ne trebuie a patra teorie politică. Care sunt primele trei? A fost discuție mondială. Comunismul, fascismul, neoliberalismul. Și pe care o propuneți? Euroasianism. Cu respect față de poporul român a venit și mi-a plăcut. Că altfel n-aveam discuții. Dughin e, pentru cine nu știe, consilierul lui Putin, consilier neoficial. E un ideolog al lui Putin. Și eu sunt consilierul cuiva, o să se afle mai târziu. Fiți atent. I-am zis așa, domnul Dughin, noi, ca creștini și rușii, suntem față, deci nu sovietici, față de lumea secularizantă, ca Lev Tolstoi în fața zidului Kremlinului. Erau mai mulți, dar aia nu au apărut pe listă. Și nu vreau să-i spun. Am înțeles. Să nu fiu păricioasă mică. Am înțeles, deci lista poate fi completată. Lista e la mine.